Personal, mulțumesc lui Dumnezeu pentru dimineața asta. Să știți că nu numai fraților romi le place bucuria în casa Domnului, și românilor. Și mie îmi place foarte mult bucuria, dar nu totdeauna o găsim. Și de foarte multe ori bucuria este, dar trebuie descoperită, trebuie aleasă și după aceea trebuie să lupți pentru ea. Trebuie să înveți să te bucuri. Niciodată viața nu-ți va pune pe tavă bucuria ca prăjiturile la nuntă. Întotdeauna în viața duhovnicească trebuie să cauți lucrurile, să le dorești lucrurile, să lupți pentru ele și mai ales să te ajute Dumnezeu să le păstrezi. Vă salut din toată inima și mă bucur că Dumnezeu a rânduit dimineața asta să fiu împreună cu dumneavoastră. Nu vreau să sune nici cum altfel, dar poate că de foarte mulți ani nu m-am dus la o biserică în care să mă autoinvit eu. Dar dimineața asta se înscrie în treaba asta și sunt foarte bucuros de lucrul ăsta, pentru că cumva s-a format o posibilitate ca să am spațiu liber în dimineața asta, pentru că mă duc într-o altă direcție și m-am zis, unde să mă duc eu duminică dimineața? O mare încurcătură, nu? Și am ales să vin la Dămăroaia. Domnul să vă binecuvânteze, am multe amintiri plăcute aici, mulțumesc mulțor prieteni și frați scump de mulți ani, au trecut ani peste noi, că putem să fim aici în locul acesta și să lăudăm pe Cel ce merită să fie lăudat. Amin. Apreciez pe cei care putea să fiți cu siguranță în altă parte, în altă biserică, dar ați venit și din principiul ăsta că am ales să vin aici, să fim împreună încă o dată din toată inima. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să te binecuvânteze, Ionatan, pentru că ai fost de acord. Și putem să fim aici în casa lui Dumnezeu. Foarte greu să aleg un text, dar până la urmă Dumnezeu și Duhul Sfânt m-a călăuzit într-o direcție, așa că vreau să citesc din 2 Samuel, capitolul 9, foarte cunoscut tot acest pasaj, dar nu-i nimic. Citesc versetul 6 și o parte din versetul 7. Uneori citind multe versete, pierdem firul. Am văzut asta. 2 Samuel, capitolul 9, versetul 6 și prima parte din 7. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset. El a răspuns, iată robul tău. David i-a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine. Vă invit să vă reașezați. Spuneam că Duhul Sfânt cumva m-a călăuzit pentru că e foarte complicată lumea asta în care trăim și am ajuns să fim deja obișnuiți să aflăm că cineva face rău, că cineva, apropo de Iosafat, vine spre tine nu să te mângâie, ci să-ți facă rău. Și atât de mult obișnuiți cu veștile astea rele, am zis, Doamne, mai există și vești bune? Și aș vrea să vă încurajez în dimineața asta cu toată inima mea și să vă spun tuturor care sunteți în biserică și mie, Dumnezeu, Gabi, și Dumnezeu, vă puneți numele fiecare, Dumnezeu vrea să-ți facă bine. Vă bucurați de lucrul ăsta? Imaginați-vă pe Mefiboset, un om deja adult, prăbușit în fața regelui David, care după toate gesturile care le-a făcut și după cum s-a prăbușit, nu i-a fost greu să prăbușească, pentru că era o loc de picioare și era foarte aproape de sol. Câteodată, cu cât ești mai drept și mai înalt, mai greu să te pleci. Foarte aproape s-a prăbușit cu fața la pământ, s-a închinat în fața regelui, a venit la invitația regelui, țineți minte, nu a venit să cerșească ceva, să ceară ceva foarte important de ținut minte treaba asta. Nu a venit pentru că a făcut niște aranjamente să fie primit de regele David, a venit. Foarte frigos dacă te invită o autoritate să mergi exact în prezența ei. Tu fiind destul de clar că n-ai făcut nimic, ai libertatea asta și pur și simplu este ceva foarte surprinzător, cu un trimis al lui regelui David,
care apare pe tron în cea mai bună poziție a lui din viață, când a reușit să fie stăpân peste toate ținuturile și peste toate căpetenile și semințiile, puternică, trimite pe Țiba să-l aducă și acum este prăbușit în fața lui. David, experiență. Când s-a uitat la el și l-a cercetat cu privirile, acolo prăbuși jos. A realizat foarte clar că acest adult, acest bărbat, olog, tremură tot de frică. Și nu a venit cu altă intervenție decât i-a zis pe nume. Asta contează enorm de mult. Așa când cineva vine și vorbește la grămadă, este una, și când vorbește pe nume, este ceva foarte diferit. De aceea Dumnezeu a spus și în relația cu poporul său, te chem pe nume, ești al meu. A chema pe cineva pe nume înseamnă un interes foarte mare pentru persoana aceea. De aceea și eu când primesc mesaje și dumneavoastră așa primim de Paște, de Crăciun, la trecerea dintre ani, mesaje redirecționate, luate, faine, scrise de cineva, gândite și apoi pur și simplu le împrăștiem la toată banda noastră de contact din telefon. Oamenii sunt dragi, dar îmi dau seama de fiecare dată că nu e nimic personal în el. Doar apreciez că cineva le-a trimis. Dar sunt convins că în momentul ăla nu s-a gândit la mine personal. Eu să te binecuvânteze. Nu filozofic, nu în câlcii, nu cu maxime, nu cu poze extraordinare, nu cu flori, nu cu trandafiri, nu cu asta. Simplu, un mesaj, Gabi, Domnul să te binecuvânteze. Atunci realizez că persoana asta s-a gândit la mine. Nu știu că s-a gândit la mine, că mi-a rostit numele. Așa că atunci când l-a văzut pe Mefiboșet căzut jos, prăbușit acolo și tremurând de frică, i-a zis pe nume, Mefiboșet! Dragii mei, de atâtea ori în biserică trebuie să ne rugăm ca și predicatori, ca Dumnezeu să vorbească personal oamenilor. Nu căutați texte din astea care îți bune pentru toată lumea, generaliste. Trebuie să știți întotdeauna că obiceiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui, este că Dumnezeu vorbește personal și Dumnezeu vorbește pe nume. Așa că atunci când i-a zis Mefiboșet, a fost o dovadă foarte înaltă de dragoste pe care regele David și-a arătat-o față de acest olog. Că zici, bă, dacă vine unul care este pe același nivel, pe aceeași castă cu mine, dacă vine un alt rege se întâlnește cu mine, clar că îmi vine documentele, îl cheamă așa, știi totul despre el, ai acolo angajați care fac treaba asta, dacă îmi vine amărâtul ăsta puncărucior, poate cu rotile, mai zici tu numele? Bă, cum îl cheamă pe ăsta? Știți, deja este o dovadă de umilință când faci asta. Când spui cum îl cheamă pe ăsta, nu de mult am... Regele David nu are nevoie de informator să întrebe cum îl cheamă, ci pur și simplu el știa foarte bine și când a venit în fața lui, a zis Mefiboșet. Cel care vorbește de adunare este Dumnezeu. Aleluia. Trebuie să scăpăm în adunare de generalități. Trebuie să scăpăm în adunare de pastorații făcute așa la grămadă, la grupe, la mulțimi. Trebuie să scăpăm de închinarea la grămadă și trebuie să știm că chiar dacă suntem o mulțime de oameni, că există un Dumnezeu care ne cunoaște pe nume și ne ascultă. Când ne rugăm, trebuie să ne raportăm așa la Dumnezeu. Când predicăm, trebuie să ne raportăm așa la oameni. Că nu contează femeia de pe ultima bancă, bărbatul de pe ultima bancă. Trebuie să știm că diferența este că atunci când venim la biserică, noi trebuie să fim pregătiți ca Dumnezeu să vorbească prin noi într-un mod personal. Să spunem din toată inima, glorie Domnului. Nu cântăm oamenilor, nu predicăm oamenilor, doar așa să umplem un spațiu, ci suntem acolo ca niște trimiși împuterniciți a lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să vorbească pentru noi și prin noi la persoană. Ca persoana aceea să poată să spună, astăzi mi-a vorbit Dumnezeu,
Astăzi m-a atins Dumnezeu și astăzi m-a binecuvântat Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze întotdeauna biserica de Măroia și orice biserică, ca Dumnezeu să ne cheme pe nume, Dumnezeu să ne vorbească pe nume și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Că dacă Dumnezeu ne vorbește în viața asta pe nume, la final ne va chema, cum? Spuneți! Exact în rândul acela care este scris orice nume, de aceea aș vrea să vă dau acest sfat de bucurie să-l aveți dimineața asta, că Dumnezeu vă cunoaște pe nume, că Dumnezeu vă vorbește pe nume și Dumnezeu în final vă va chema pe nume, când vor fi citite numele. Vă aduceți aminte când a murit tâlharul ce a cerut el lui Hristos? Zice, când vei veni în împărăția ta, să fiu și eu pe acolo pe undeva. A zis, pomenește-mă atunci când vei veni în împărăția ta. Noi trăim într-o cultură ortodoxă în România și știți că unul din dorințele pe care de multe ori se plătește bani pentru asta este ca popa să pomenească în slujba lui pe cineva, să-l pomenească pe nume. Fratele Puiu, fratele Gabi, fratele... Și atunci toată lumea zice, bă, eu să-l și așa mai departe. Deci, pomenirea înseamnă un gest de onoare. Așa este perceput și așa și este până la urmă, ceva onorant. Dar vedeți că în lumea asta numai câteva persoane sunt pomenite, dar în lumea lui Dumnezeu toți o să fim pomeniți când se vor citi numele din Cartea Vieții, Dumnezeu să vă binecuvânteze să fiți acolo. Dar să știți că dacă nu ne vorbește Dumnezeu pe nume acolo, nu ne va vorbi nici atunci, pentru că niște oameni bar la ușa acolo și spuneți, deschide că suntem noi și nu vă cunosc. Pentru că creștinismul înseamnă o relație personală pe care o începem atunci când ne mântuim și pe care o dezvoltăm și noi tot vorbim cu Iisus în fiecare zi, tot discutând cu El, vă dați seama că între noi, ca și într-o familie, se dezvoltă o cunoaștere personală, extraordinară. Eu pot să mă uit spre adunare și să uit numele, dacă o văd pe nevastă mea, niciodată nu pot să uit numele, nu? Știți că un predicator așa a vorbit la o nuntă și a vorbit vrute și nevrute de astea destul de idealiste lucruri și soția lui era în biserică, dar nu știa că e în biserică, că o să înțeles că nu vine la biserică. Când era pe la jumate predica, tot transpira de har și de asta, soția lui era în biserică și când s-a uitat spre ea, ea i-a zis, Ioane, vezi că și eu aici! Și a zis, bine, Maria! Și și-a încheiat predica în următoarele 2 minute, știți? Ați înțeles, pentru că știa cine e nevastă sa, nu numai după nume, și a zis, cred că ar trebui să o închei, cât ce spui nu prea așa. Așa că cel care ne cunoaște pe toți este Dumnezeu. Și aș vrea să vă încurajez în dimineața asta să nu vă temeți, pentru că El ne știe numele nostru și ne știe istoricul vieții noastre în amănunt. Că dacă vorbim de un David care vede o persoană prăbușită, că e frică și tremură de frică și a zis primul gest care trebuie să-l smulg din frică asta este să-i spun numele. Și în al doilea rând a spus Mefiboset, ca să scap de teamă și de frică, ai nevoie de o veste bună. Și spune, nu te teme că vreau să-ți fac bine azi. Așa cum a spus și fratele Lili, trebuie să recunosc și eu și noi toți care suntem aici în biserică, că suntem într-o vreme în care efectiv suntem conduși de frică. Nu că din când în când ne mai bate frica la ușă, suntem conduși de ea. De dimineața când ne trezim, ne-e frică și de umbra noastră. Că dacă se întâmplă ceva, că dacă asta, suntem într-o vreme și datorită accesului la foarte multe informații, ăsta nu e un lucru bun, foarte multe informații despre economie, despre asta. Un om de afaceri pe care respect din zona mea, am fost la o evangelizare, n-a fost prezent și s-o...
caset, dar de ce face asta? Și zice, deja au pus o grămadă de cartofi. Și azi înținea mea, mă duc la tamă. Și zice, ce face asta? Și nu știu cum să spun, dar e una așa. Zice, e frică că vine o foamete. Și de ani de zile au și povestea. Că va veni o foamete. Și atunci frica conduce o persoană. Și cum o conduce? O conduce și o preia cu toată mintea lui, cu tot ce are el. Omul ăsta, credeți-mă, nu vă dau numele lui acum, a clădit ceva la viața lui, de producție, foarte important. Dar a ajuns într-un punct, se pare, când efectiv a zis, trebuie să mă pregătesc, nu că ar fi un lucru rău. Dar întreb, de ce face asta? Din prea multă încredere în Dumnezeu, din precauție, din inteligență, din educație și totuși trebuie să spun în final că o facem de frica de nu ajunge muritori de foame. Pandemia a fost un test în care am văzut cum de ușor ne poate conduce frica. Frica devine un zeu care ne poate duce într-o zonă în care să nu mai avem nicio bucurie, nicio veselie, nicio identitate, nimic. Știu oameni care și la ora asta mai au făină undeva depozitată de atunci, de 2 ani, care au cumpărat o grămadă de provizii. Știți, toată lumea a intrat în panică, toate magazinele, mai ales în Occident, și rafturile s-au golit. V-ați întrebat vreodată, o mare parte din oameni ăștia erau creștini, oameni care să cred în Dumnezeu, căreia Dumnezeu le-a spus poporul evreu, bă, nu adunați pentru mâine, că mâine se strică toată mâncarea aia. Dacă Dumnezeu intra cu noi toți și tot ce aveam surplus să devaloriza și să prăbușea, ce ne făceam? Și Domnul a zis, în fiecare zi promit că am grijă de voi. Iisus Hristos este Domnul. Îmi pare rău să spun, suntem o generație conduși de frică. Efectiv suntem conduși de frică, mai ales generația noastră. Copiii se adăpostesc după noi și zice, bă, tata s-a descurcat de 100 de ori în viață. L-am văzut cum s-a renăscut, bă, din cenușă. O ieșit, s-a descurcat. Ei stau la adăpostul lor. Pentru ei frica e ceva care încă nu cunosc exact, dar noi inspirăm și pe ei. Pentru că frica, efectiv, era o vreme când mă influența și s-ar putea să o ajuns, s-a făcut un pas mai departe și o ajuns să mă conducă. Suntem conduși de ea, suntem controlați de ea. Frate, cu cântarea, băi, de-aia e apăsarea asta. Noi avem tot felul de frici peste noi. Nu vă mai spun, tot datorită informațiilor care vin spre noi, ne mutăm din partea economică și ne ducem spre partea asta sănătății. Să știți că atât de mult se discută azi de sănătate sau mai ales de lipsa ei, atât de mult se vorbește despre simptome, despre asta, atât de multă presiune există, încât și când e sănătos, ești convins că ești bolnav. Dar convins, nu mă simt prea bine, am o amețeală. Țin răspunsuri blânde la astea, normale, raționale. Dar am ajuns să ne temem și să ne îngrozim. M-a sunat cineva și mi-a zis, de dragul meu, zice, am zis, ce să fac, să mă rog? De dragul meu te rog, Gabi, dacă eu mă consider că sunt un prieten, zice, fă asta. Bă, am zis să mă duc să vizitez pe maică, să dau orice m-am gândit, că te făcea pauze așa, ca să făcea pauzele astea ca să dea greutate. De atâția ani pe zona asta a vorbitului și știu acum tehnicile astea și mai repetea a treia oară iar cu pauză. Ce să fac? Să te duci la doctor. Bă, fratele meu, ce să fac? Da, ai avut vreun vis cu mine? Zice, du-te la medic! Bă, nu că sunt împotrivă la chestiunea asta. Dar, pur și simplu, stai mult în mașină, da. De 20 de ani stau în mașină. Și vezi că din poziția cum stai în mașină poți să ai probleme cu colonul. Că așa, că așa, că așa. Bă, dumnealui a trecut pe niște probleme, am înțeles. Dar atâta predică ne-o ținut, nu ne-o zic nici de Dumnezeu. Dragii mei, ieri m-am întâlnit alaltă ieri cu fratele meu, cu Benny, care a trecut printr-un cancer, tot la colon, în stadiu 4. Dar crede-mă, nu că-i fratele meu, respect. Foarte puțin mi-au zis despre medici, pentru că medicii i-au zis, ai 70, 69, 70 și gata, toți. America. N-are rost, i-au zis la copil, pregătiți-vă cât o duce, o duce. O ieșit din medicină, și ne-a prezentat pe un Dumnezeu care poate să vindece și poate să ajute în situații de criză, cum s-a spus aici, și acesta este Iisus Hristos Domnul. Când te controlează frica. Într-adevăr, ajungi să fii un predicator al fricii.
și să împrăști frica de la predică. Sunt predicatori care terorizează adunările la vremea asta, terorizează Facebook-ul la ora asta prin mesajele lor de final, mai zic să folosesc, de războiul din Palestina, de atacurile la Iran. Când au început să atace Iranul, câțiva dintre teroriști ăștia predicatori au început să zică la un moment dat, aici e gata. Acum au zis Iranul, gata, stopăm, atât a fost tot. Dragii mei, eu nu zic că nu o să aibă dreptate toți care umblă cu chestiunile astea. Dar eu nu vreau să fiu controlat de frică. Mai este cineva care nu vrea să fie controlat de frică? Eu vreau să fiu controlat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Eu vreau să fiu controlat de Iisus. Eu vreau să fiu controlat de pace. Eu știu că eu trăiesc într-o lume în care frica îmi bate la ușă în fiecare zi, în toate zonele astea, și eu vreau să știu că Iisus mi-a zis, dacă ești trudit și împovorat și fricos, vino la mine și eu îți dau odihnă. Eu cred într-un creștinism care înseamnă odihnă. Eu cred într-o pocăință care în care să vă pun în spate alte poveri, când Hristos m-a pus să vine, să vă spun că El vine ea. Odată le-o luat la cruce de la Golgota și apoi le ia zilnic. Când au zis, aruncat asupra mea toate îngrijorările voastre. O să fie sărăcie. Doamne, ocupă-te de viitoarea sărăcie. O să fie o criză. Doamne, ocupă-te de viitoarea criză. Nu vreau să vă invit la irresponsabilitate, dar vreau să vă invit la credință și încredere în Dumnezeu. Nu vă invit să stați mâinile în sânt, lucrați, munciți, adunați, dar nu vă schimbați radical viața de la comandă și la predicea fricii, indiferent prin cine vine. Pentru că cel care trebuie să ne controleze este credința. O zis... ostașul ăla, când Elisei a adus profeția că mâine dimineață să vinde floarea de făină cu un siclu și două măsuri de un ors cu un siclu la poartă, mâine dimineață, vă dați seama, nici măcar erau peste o lună, să zici, bă, într-o lună se poate întâmpla, mâine dimineață peste noapte, nu se poate așa ceva, încât omul a zis, bă, să fiu om al credinței, că îmi dau cu palma peste cap, zice. Să fiu omul al credinței, să cred în Dumnezeu. Nu, cred în Dumnezeu. Păi zice, bă, nici dacă Dumnezeu, să zic, cred în Dumnezeu, și Dumnezeu și-ar propune în noaptea asta, ce să facă? Să facă niște fereastre în cer, să le deschidă, să învârte, sau la telecomandă, cum vreți, să deschidă ferestrele astea și să curgă toată noaptea până dimineață făină și ori să ploaie toată dimineața, imposibil bursa atât să se schimbe ca dimineața să fie floarea făinei consicu. Imposibil asta, nu există asta. Economic, miraculos, supranatural, cum vrei tu, nu se poate asta. Și Elisei spune, știi ce o să se întâmple? O să se întâmple 100% asta. Pentru că nu îndoiala ta controlează cele 24 de ore și nici frica ta și nici invențiile tale, nici predica asta ta în care e încălcită așa, pe care o crede oricine, bă, are dreptate asta, bă, e rațional, bă, cum să se întâmple asta la noapte și noapte? Cum să se întâmple? Nu se poate, asta e imposibil. Deci cu toată rațiunea ta, cu toată predica ta aranjată, argumentată, teologic, nu se poate așa ceva, numai vreau să spun ceva. Se va întâmpla, nu pot să-ți explic cum, pot să spun atât, că Dumnezeu va face asta și se va întâmpla mâine dimineață la prima oră, odată, dar tu o să ai neșansa să vezi asta. Și în timp ce tu o să vezi cu ochii tăi prețul și că oamenii cumpără floarea făinii, tu o să fii călcat în picioare. Și o să vezi călcat în picioare că într-adevăr oamenii merg cu făină de aici, din locul în care a zis Dumnezeu. Și dimineață s-a produs mișcarea, Dumnezeu a făcut asta și el a fost călcat în picioare, deși era acolo lângă împărat, cu o poziție foarte înaltă. Că frica nu te întreabă dacă ești ministru, frica nu te întreabă dacă ești om de afaceri, frica nu te întreabă dacă ești predicator, frica nu te întreabă ce slujba ai în biserică. Dacă tu te lași prins de ea, ea te controlează, te domină și spun ceva, frica te va distruge. Pentru că binecuvântat să fie Dumnezeu, care a spus în dragostea și în relația noastră cu El, spune stare toată adunarea. Nu este frică! Aleluia! Nu este frică! Aleluia! Duhul Sfânt îmi spune să mai spun ceva. De multe ori există în relația dintre soț și soție frică. Dacă suntem niște oameni foarte suspicioși și am văzut multe familii care s-au prăbușit din cauză că el sau ea tot timpul avea în capul lor niște viermi.
foarte multe ori adunați din filme, adunați din cultura de afară. Dacă sunt persoane care nu dorm noaptea și imaginează toată noaptea, cine știe cine luci? Îmi spune dacă acolo este dragoste, dacă acolo este liniște, dacă acolo este odihnă și vorbim frecvent de depresii, de atacuri, de panică, de nesom, de oameni obosiți, terminați, uscați, care se uscă pe picioare și spui ce probleme ai, ești bolnav? Nu! Pentru că nu mai reușim să ne odihnim. De ce nu mai reușim să ne odihnim? Pentru că frica, panica, imaginația bolnavă din toate sursele astea adunate, simt așa că parcă ne-o paralizat, o să fii paralizat pe partea stângă. Simt ceva că parcă mi-a căzut un pic ploapa asta, aveam din oboseală și din asta, mi-a căzut un pic aici, simțeam că mi-a căzut, că nu mi-a căzut, că m-am uitat în oglindă și am zis gata, paralizie pe dreapta. Am zis ceva, bă, pe stânga e mai răs, sau nu știu cum e. Vă dați seama ce m-a încurajat. Și simți de fiecare dată că ești terorizat. De atâția ani de cât m-am gândit, vă dați seama dacă intram în joc cu ei ce se întâmpla cu mine, dar sunt ea după zeci de ani, dacă dumneata intrai în joc cu multor spaime care vin peste tine, erai moartă și mort, plecat de mult din lumea asta sau la spitalul din nebuni. Cineva ne-a ținut în viață până dimineața asta, cineva ne-a ajutat până dimineața asta și acesta este Dumnezeu. Cineva ți-a predicat prohodul de mult, cineva ți-a spus finalul de mult, la casa ta, la copiii tăi, la viața ta, la tot ce ești. Dar cineva spune, nu, eu sunt Dumnezeu, aleluia. Chiar dacă ți-e greu să crezi că Dumnezeu te mai poate binecuvânta, te rog în dimineața asta, Dumnezeu să te elibereze de orice frică. Nu este un expert David aici, nu este un expert Gabi Zăgrean aici care se uită la tine, cum s-a uitat la Mefiboset și a zis, Mefiboset, te rog să nu te temi. Adunarea asta nu e un spațiu de frică. Adunarea asta nu e un spațiu de teroare. Momentul ăsta nu e un spațiu să tremuri. Momentul ăsta e cel mai bun moment din existența ta. Mefiboset, nu-ți imaginezi ce urmează, dar eu spun să nu te temi, pentru că eu vreau să-ți fac bine astăzi. Știți, mă întreb Ionatan, cei care sunteți aici în conducere, bisericile mai sunt niște locuri în care se face bine sau... În biserici e multe ori pleci mai rău decât ai venit. Nemeritată pe care Dumnezeu ne-o dă. Unii foarte mult se bucură atunci când cineva trage cu săgeți timpul. Ne-am învățat greu, veștile rele, cu diagnostice rele. Este o surpriză ca să zică cineva, ești bine. E o surpriză asta. Și oamenii, dacă ești bine, iar sunt surprinși. Cum să fie bine? Vă mai dau un exemplu, că dau asta din viața mea, că astea 100% adevărate. În rest, când tot le iei, așa se mai adaugă la ele. Și chiar de vreo 4-5 luni de zile, tot așa un prieten de al meu zice, bă, vreau să-ți fac un bine, apropo de predic. Ce bine, și vreau să te duc să-ți faci analizele. M-am dus cu el până undeva la Oradea și el de multe zile nu mânca, numai bea apă. Avea, cred că vreo, să nu vă sperie, vreo 18 zile de când nu mânca nimic, numai bea apă. Tu zici, mă simt grozav, am fost la masă, el nimic. Cumva așa m-a compătimit, m-a dus într-un pec, mi-a luat două croissante și o zis, vrei să-mi promiți ceva? Îmi zice, să nu mai cumperi niciodată prostiile astea. Nu, mă. De ce făceam era rău. Că mâncam era rău, că am luat croissantul iar era rău. A zis, bine, dă-mă apă plată. Am băut ca un vițel până în Oradea, vă 2 litri de apă. La sfaturile lui. Bă, în regulă, nu e nimic greșit în asta. Apa e apă. Dumnezeu a făcut-o. Când am ajuns acolo, am fost rupt de foame. Mă duc la un restaurant bun, oamenii de acolo, el stătea în capul meu și bea apă. Cel mult l-a convins să bea un ceai. Am zis, Doamne, mi-e milă de tine, dar în fine, tu ai ales. Nu-i rău. Am venit înapoi și mi-a propus chestia asta cu analizele. Și era luni dimineața la tine, la ora 10, pum, și te duc la cabinet. Sunt căpățânat și până luni, și tușeam și nu eram bun de nimic și îi scriu pe mesajul în dimineața, nu mai vin, că se termina, nu să mă duc la analiză, nu, că vii, nu vin, bă, că nu ies bine, nu sunt în regulă, am tot felul de infecții pe trahee și așa mai departe și nu și nu încăpățânat, am treaba ta, eu nu vin. Și ce credeți?
că la 10 jumate m-am dus până la toaletă și când mă întorc înapoi, nevastă mi-a zis, ai musafir. Și când mă uit în hol, el a adus asistenta la mine acasă, închipiți. Nu m-am văzut-o îmbrăcată în verde, e pocăită, e la noi din biserică, și am zis, sora, Nina, ce faci? Și păi m-a adus fratele. Și haide, păi am zis, zrăcii, nu contează, că nu influențează din sânge. Și m-au pus pe pat, furtune, eu la 20 de alea de sânge și după masă, pe la 4, tot el care s-a ocupat de toată treaba, mi-a trimis rezultatul. Și ce credeți? Am simțit așa un pic de amărăciune în glasul lui. Ce? Zice, tu ești și mai bine decât ale mele. Și am zis, aleluia, de la croissant se trage. Bea apă în continuare, am zis. Zice, nu mă așteptam să fie așa de bune. Și atunci am zis, până și în chestiunile astea de potențială prietenie, să scurge așa un pic de, bă, nu mă bucur că ești de bine. M-ați înțeles? Nu mă bucur că ești chiar așa de bine. Îmi plăcea un pic să îți iasă acolo glicemia așa sau alea așa sau așa. Chiar foarte ciudat că acolo care vă percepe la analiză, la acidul uric, a meu era exact unde trebuie și a lui era pe la 9, vă dați seama. Am zis asta, de la apă se trage. Dragii mei, mă întorc pe dumneavoastră, vă spun că trăim într-o lume în care suntem agasați efectiv de a ne fi dus undeva în care tremurăm. Trebuie să tremur, nu o să fie bine. Nu o să fie copiii mei bine, nu o să fie nevasta mea bine, până la urmă nu o să fie nimic bine și după aia frica asta controlează și domină aproape în întregime viața noastră. Aș vrea în dimineața asta pentru toată biserica care sunteți membri aici, care ați venit aici, Dumnezeu să ne elibereze de orice frică, Dumnezeu să ia de peste noi orice apăsare. Și spun, lăudat să fie Domnul în veci. Lăudat să fie Domnul în veci. Mefiboset, mă închin, robul tău este aici. Nu te teme, vreau să-ți fac bine. Cum când ești în față în față cu un asemenea mesaj care îl transmite David, ai două întrebări care vor fi partea asta de predică. Știți care e prima întrebare? De ce să-mi facă, bă, David mie bine? Vreau argumente. Și eu vreau și voi, biserica, să nu hap, hap orice se aruncă în... Am auzit, zice, nu hap, hap. Ai nevoie de argumente. Și cei care veniți aici să predicați, acum ați la o vârstă în care tai un pic în voi, când veniți în fața bisericii, nu, Domnul e aici, Domnul e bun, Domnul e mare, Domnul e tare, Domnul e bun, e mare și tare și de nu zicem noi. Dar trebuie să aduce argumente. E nevoie de mesaje în care să le argumentez. Audiența s-a schimbat. Era o vreme când funcționau foarte bine astea. Trebuie să știți că în generația voastră v-am văzut ce bine cântați, Domnul să vă binecuvânteze. Oamenii au nevoie să le explici cu ce să mănâncă asta. De ce să-mi facă regele bine mie? De ce? Vreau argumente. Pentru ce să-mi facă bine? Dacă vine un mesaj pozitiv, nu-ți vine ție să mai ai nevoie de argumente. Dacă vine invers, zice, bă, dar de ce să ai tu treabă cu mine? Dar ce s-a întâmplat? Când e binele, numai stai să te masează Dumnezeu aici la cap. Domnul îmi face bine, aleluia! Te-ai întrebat vreodată de ce să-ți facă bine? Pentru că e foarte important să primești răspunsul, că în funcție de răspunsurile astea, tu prețuiești binele la, crezi binele la, trăiești binele la și te bucuri și le experimentezi. Dacă așa e așa o spoială foarte faină, ai mers un prorog, ne-a zis, Domnul e cu tine, cu casa ta, aleluia! De-aia te-ai întrebat, de ce-i Domnul cu casa mea? Pentru că dacă simți în inima ta în prima fază, vreau să-ți fac bine pentru că eu sunt Mefiboset și cred că împăratul îmi face bine din mila faptului că m-a văzut că-s fără picioare. Și-s de la 5 ani fără picioare. Uneori ne comportăm față de Dumnezeu să-i strânim mila lui. Vai, vai, ce să mai fac cu copiii ăștia, cu casa asta? Dumnezeu este plin de milă și îi spunem din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Dar atunci când acționează în viața noastră, acționează cu țintă. Și să țineți minte ceva din textul ăsta. Dacă m-a întrebat Dumnezeu pe mine din afară, ce bine trebuie să primească băiatul ăsta, asta e întrebarea a doua, o să-i zic, dă-i picioare, Doamne. Și binele nu era picioare.
Pentru că, dragii mei, când întrebi pe Dumnezeu, de ce îmi faci bine, Doamne? Trebuie să ai niște răspunsuri. Un al doilea potențial răspuns este, Doamne, vreau să spun ceva, sunt Gabi Zăgrean și de mulți ani eu predic. Și Dumnezeu zice, vreau să-ți fac bine. Și simți așa o secundă, nu pot să intru în capul vostru, o secundă Gabi Zăgrean simte, bă, cred că e normal. Și dacă aș spune bisericii, sunteți de acord să-i facem un bine la Gabi Zăgrean, votăm, bă, cât o umbra când s-a străduit. Și în mintea mea se va strecura un mic virus care se numește, sunt un pic vrednic. Am un pic de merit în povestea asta. Dacă vreți să vedeți oameni în decursul anilor care au acceptat acest virus, care din păcate n-a rămas micuț, s-a dezvoltat, o să vedeți la un moment dat că oamenii aceștia prin discursurile lor, puteți să-i urmăriți, atrag excesiv de mult atenția asupra lor, încât simt ei la un moment dat că scapă tu pământului. Fără ei nu merge un program, fără ei nu merge nimic. Dacă ei nu sunt acolo, toată lumea se prăbușește. Bă, la ce școală de teologie să preda lecția asta? Teo înseamnă Dumnezeu. Așa că teologia în tot conceptul ei nu e nimic altceva decât a înălța în toată această studiere pe cel care merită să fie înălțat și acesta este Dumnezeu. Bă, dar atunci când ajunge centru omul, tot acest teos este scos afară și vine factorul uman. De ce biserica trăie tot timpul când vă spunem noi aici, Dumnezeu este puternic, Dumnezeu este mare, Dumnezeu vrea să te ajute, să te întreb, de ce vrea Dumnezeu să mă ajute? Și întotdeauna trebuie să faceți efortul, vă rog frumos, să vă scoateți din cap orice formă de merit. Noi ne-am pocăit, dar pocăința nu este un merit al tău, este darul lui Dumnezeu. Că ni l-a dat, lăuda să fie numele Domnului și voința de a accepta pocăința e tot de la Dumnezeu. Trebuie să ne scoatem din cap meritul. Că eu văd niște drame în vremurile acestea, în țara noastră, în bisericile noastre, niște lucruri care le văd și vreau să atrag atenția astăzi. Oamenii și audiența nu vă mai suporta aroganța noastră și a multora dintre noi care credem că suntem capătul pământului. Nu este nimeni capătul pământului, valabil în biserici, valabil la politicieni, valabil peste tot, încet oamenii să trezesc că nu există soluții magice și miraculoase. Unul singur este miracol. Și acesta este Dumnezeu. Trebuie să-L reinstaurăm pe Dumnezeu în centrul adunărilor. Că de asta stăm așa, mă, da, băi, de ce nu l-a pus pe ăla? Am ajuns să fim creatori de programe, creatori de slujbe, creatori de momente extraordinare. Și omul ajunge să fie aplaudat pentru că știe, bă, cum să creeze un program. Fraților, noi putem crea programe, putem crea programe grozave, dar nu putem schimba oameni și caractere, pentru că singurul care poate schimba este Dumnezeu prin cuvântul Lui. De ce a fost bine că am pus întrebarea asta? De ce vrei David să-l ajuți pe Mefiboset? Că n-are picioare? Nu. De ce vrei să-l ajuți pe Mefiboset? Pentru că cumva ți-e drag de el? De ce vrei să-l ajuți pe Mefiboset? Mefiboset continuă să tremă. Nu te teme, zice, vreau să-ți fac bine. Am zis, Doamne Dumnezeule, de ce vrei să ajuți pe omul ăsta? Și primul răspuns care vreau să vi-l dau este ce-l da David. De-aia m-am oprit cu cititul, că dacă citesc tot, după aia pierdeți. Vreau să-ți fac bine, Mefiboset. Nu pentru că eu sunt grozav de bun. O să afli mai târziu că nu sunt chiar așa. Vreau să spun că îți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Punct. Tu ești aici în fața mea astăzi din pricina lui taică-tu.
Îmi pare rău că n-ai picioare, îmi pare rău de ce ai pățit, îmi pare rău de slujnica care te-o fugărit, îmi pare rău că ai stat izolat, îmi pare rău de toate, dar spun, dincolo de toate sentimentele care le am ca rege pentru situația ta fizică, vreau să spun, dincolo de toate, vreau să spun că motivul pentru care eu o să îți spun următoarele cuvinte este Ionatan. Când ți le spun, să știi de fiecare dată, nu David este motivul principal, nu lipsa de picioare, nu aia, nu vrednicia ta, nu meritul tău, nimic. Când tot ce o să spun de aici încolo, trebuie să ții minte. Ionatan este motivul pentru care eu fac tot ce fac pentru tine. Dragii mei, nu mi-este greu să vă spun. Singurul motiv pentru care ești aici în dimineața asta. În viața noastră. Singurul motiv nu este nici că tu ești predicator, nici că ești cântăresc, nici că ești proroc, nici că ești un om care practică dărnicia și nu știe nimeni și ajut milioane oameni. Nu. Singurul motiv pentru care ești aici, că ești fiica lui Gabi Zăgrean, că ești nevasta lui Cutare, că ești fiul lui Cornel, că singurul motiv pentru care ești aici în biserică este Iisus Hristos Domnul. Puteți să spuneți mai tare amin? Din pricina lui Iisus ești aici în dimineața asta. Din pricina lui Iisus ai haine pe tine, casă să dormi, mașină să mergi, copii, nepoți, frate puiu. Din pricina lui Iisus e tot, tot, tot. Știți un psalm pădiros? Și eu știu. Psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Grozav. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Puteți să vedeți următorul verset. Îmi înviorează sufletul. Mă povățuiește pe cărări drepte și ne oprim aici. De ce faci, Doamne, toate astea? De ce duci la apă de odihnă? De ce duci la pășun verzi? E vrednic el, David? E deștept el? Îi rege? Îi o făcut o dres? O făcut o grămadă de lucruri? L-am vins pe Golia? De aia duci normal, bă? Cine l-a bătut pe Golia? Tare! Normal să fie starul ăsta pentru el. Și David, atent, o zis, toate astea se întâmplă din pricina numelui său. Ați citit vreodată în cheia asta psalmul? Rar. Am zis, Domnul este păstorul meu, voi locui în casa Domnului. Vorbe faine. Toate astea se întâmplă, toate astea acțiuni, chiar dacă ar fi să umbru privare, valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Dar toate astea sunt din pricina numelui Său, din pricina numelui Lui Dumnezeu, totul se întâmplă în viața noastră. Dacă noi vom realiza simplitatea acestei predici, te vei scutura de mândrie odată. Doamne, ajută-ne să ne scuturăm astăzi. Zice, Doamne, lăudat să fie numele Tău pentru tot ce am. Tu ești vrednic, Doamne. E pășune verde, Tu ești bun, Doamne. Azi vorbim foarte mult de predicator, de cântăreți, de oameni, de... Iisus este scos din frazele noastre. Când eram mai tineri și erau oamenii aia simpli, Iisus, Dumnezeu, numai El exista în toate frazele. Hai să ne rugăm, Domnul. Hai să mulțumim, Domnul. Domnul să fie lăudat, Domnul să fie binecuvântat, haideți să înălțăm pe Dumnezeu. Erau cumva, aveau cuvântul vocală, Domnul, 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 uitați-vă astăzi, câtă aroganță este în lumea asta, în toate zonele, economic, politic și religios. Uitați-vă cât de mult arogant, cât de mult uman, cât de mult omenesc, cât de mult creier, cât de multă inteligență. Au ajuns de nu-i mai destulă inteligența asta normală. Au creat una artificială să fie mai ceva. Cumva să le scurg de afară pe Dumnezeu, cumva să nu mai fie pomenit Dumnezeu niciodată. Al pomeni pe Dumnezeu înseamnă o chestie de retard, o chestie de needucat, o chestie de om care nu mai ai ce să cauți în societate, nu mai ai ce să cauți în mass media. Te cenzurează YouTube-ul, te cenzurează asta. Bă, dacă insiști, fă și tu altfel. Pentru că numele Lui este scos afară. Din pricina cui mă ajuns David? Din pricina tatălui tău, Ionatan. Că am făcut un legământ cu el. Că eu sunt o porță de urmași lui cu bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Mefiboset, nu eu zic până că m-am trezit de dimineață bine. Nu eu zic glorioasă, cum spune noi. Astăzi zic eu dată o zi. Iar nu ne-am dat. El nu mi-o dat, nici o zi, alaltă el nu mi-o dat, lunea nu mi-o dat,
Numai din când în când, când avem niște oameni deosebit. Asta, da, dacă ar fi tot timpul așa. Dumnezeu tot timpul e bun, 24 din 24. Dumnezeu tot timpul e mare, 24. N-ai nevoie de înflăcărare să spui că este Dumnezeu bun. Dumnezeu este bun când dormi și când te trezești. Dumnezeu este bun când intri și ieși. Dumnezeu te binecuvântează la plecare și la venire. Și nu o face pentru o zi, ci o face de acum și până în viață. Din toată inima, gloria lui Dumnezeu. Tot ce se întâmplă în următoarele minute, Mefiboset este din pricina lui David. Tot. Vreau să-ți bag asta în cap și apoi să spun. Că dacă n-ai asta în cap, o să te ia mândria. Ești aici și poți să predici gabii de gram din pricina Fiului meu, Iisus Hristos. Ești aici și poți să creezi o predică din pricina Duhului Sfânt care ți-o dat. Ești aici să poți să spui ceva din Biblie, pentru că nu înțelegeai, stăteai ca măgarul la partea nouă, ca să nu zic altfel, și nu înțelegeai nimic din Biblie. Biblia trebuie revelată. Cel care ți-o revelez sunt eu, Dumnezeu. Cel care construiesc o predică este Dumnezeu. Cel care influențez mintea ta într-o direcție în timp ce predici și care vorbesc personal la oameni, sunt eu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Poți să înțelegi, gabiță greana asta, că din pricina mea se întâmplă tot ce se întâmplă? Ești salvat. Ai prezent și viitor. Nu înțelegi asta. Încerc. Ca în grena asta mândriei va intra în viața ta și te va distruge. Știți că mă pun pe masă și în 2 ianuarie am avut o vizită a doua familie. Am mai spus asta și la fratele Dan, dar punctul ăsta nu l-am spus din treaba asta. O familie cunoșteam din America, dar eu mai vin cu o familie care nu cunoșteam și când am plecat, ne despărțim, ne-am rugat și printr-o persoană, pentru sora din familia aceea, a ieșit o descoperire și am spus asta acolo, prin care Dumnezeu mi-a vorbit exact. Știu că tu ai zis în ceva timp în urmă, în locul tainic în care tu te întâlnești cu mine, ai spus așa. Era un dar profetic diferit de cel clasic. Ai spus așa. N-are rost să mă mai rog. Oricum Dumnezeu nu mă bagă în seamă. Oricum Dumnezeu nu are timp de mine. Eu sunt Domnul tău, care te-am auzit. Și eu am ales să tac în toată perioada asta. Să nu-ți răspund la niciuna din rugăciuni cum tu ai vrut. Dar știi că petenie, zice, care îți vorbesc de ce am tăcut? Pentru că dacă eu îți vorbeam, spunea Duhul Sfânt, mândria venea în viața ta. Cum a mai venit? Atenție! Și ți-a bătut la ușă de multe ori, în toți anii ăștia. Și atunci tu te ridicai și ziceai, Dumnezeu mi-a vorbit așa și vreau să auziți tot ce mi-a spus Dumnezeu. Iar mândria încolțea în inima ta. Dar eu, Domnul, am ales să tac. Ca prin tăcerea mea să te învăț să ai încredere în mine. Să ai încredere în puterea mea. Și să înveți că tăcerea mea este cea mai bună prorocie pentru tine. Nu vă place. Dar Domnul a tăcut ca să mă învețe o lecție, să am încredere în ea. Și doi, ca să mă ferească de mândrie. N-auziți oameni? Dumnezeu mi-a zis, rup tot! Și atunci spun, Doamne, dacă sunt în picioare aici, la demăroaia în dimineața asta, sunt pentru că numele Tău, Iisus Hristos, este singurul nume în care pot să fiu binecuvântat. Și datorită numelui Lui sunt tot ceea ce sunt. Și vreau să mărturisesc astăzi în Biserica Demăroaia, tot ce sunt, sunt datorită Lui Iisus Hristos. Toate sunt datorită Lui, toate sunt prin El și toate sunt pentru El. Și să spunem toată adunarea gloriei Lui Dumnezeu. Puteți să primiți mesajul ăsta, vreau să vă fac bine, vă rog să nu vă temeți, dar tot binele ăsta îl fac dintr-un singur motiv. Frate Costel, din pricina lui Iisus. Nu e frumos? Toți ne aducem aminte cu plăcere de tații noștri și de părinții noștri. Să stai acolo fără picioare. O rămas orfan înainte, atunci la 5 ani, de tată, din maică, ca nu știu nimic. O murit și bunic însă mai târziu sau, numai foarte târziu, și și-a rămas bunic la tot ce e în viață. Și să auzi într-o zi, stând acolo prăbușit, că regele David spune că mă ajută și o să mă binecuvânteze, să-mi facă bine și să văd ce bine, din pricina lui Tatăl. Și zic acolo,
întrebat din pricina lui Tatăl, rămân în picioare, rămân în viață. Din pricina lui Iisus Hristos suntem aici astăzi și îl binecuvântez. O a doua întrebare și ultima. Vreau să-ți fac bine, te rog să nu te temi. Din pricina Tatălui tău, Ionatan. Stând acolo prăbușit, Mefiboșet, vă rog să vă imaginați fără picioare. Să întreabă, oare ce bine? Ce bine o să fac? E o întrebare foarte corectă, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, el n-are picioare. Și ai spune de multe ori că tot binele din lumea asta este legat de partea asta fizică. Și lumea zice, bă, sănătatea e mai bună decât toate. Sănătatea e bună, dar numai cea mai bună. Uneori ce să faci cu picioare, dacă nu te primești nimeni în cheier și ești un singurat, ești abandonat, ce să faci cu picioare? Să te duci cu ele să te arunci într-o prăpastie. Uneori chiar nu ți ajută la nimic. Ce să faci cu mâinile dacă nimeni nu se lasă îmbrățișat de tine? Ce să faci cu ochii dacă undeva viața ta este într-o disperare și nu mai vezi absolut nimic? Ce să faci cu modularele astea dacă ele nu te ajută și, dimpotrivă, pot crea în tine niște rebeliuni și niște răzvrătiri? Încât Iisus Hristos a vorbit foarte violent de treaba asta și a spus în predica de pe munte, dacă mâna ta cea dreaptă te face să intri în păcat, tai-o! Leapă-te de la tine! E mai important sufletul tău, identitatea ta, perspectiva ta, poziția ta. E mai important să fii în cer, fără o mână, decât să mergi în ghenă cu amândouă. La fel și cu ochiul, violent. Nu ne-a cerut să ne decapităm mâinile. Trebuie să plătești, trebuie să te eliberezi din orice fel de capcana răului, ca să ajungi într-o zi în împărăție. Fizic, de pe persoana, despre simțuri, de pe tot ce înseamnă omul prin cele 5 simțuri, mutând totul pe zona duhovnicească, legându-te de perspectiva eternității și a cerului. Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea, toată generația tânără care se învânați tot timpul pe fizic. Să ai freza cea mai bună, ochii cei mai buni, trupul cel mai bun, să fii pedant, să fii elegant, să fiți. Să fiți și să vă ajute Dumnezeu. Și eu am un băiat de 13 ani și tot timpul discut de freza lui. Dar niciodată nu îi impun nimic, mă distrese el. Am zis, bă, ai un păr de orice pasăre aș vrea să fac. E fain, o să-i treacă. 100% o să-i treacă că am trecut și eu prin asta. Nu fac niciodată o spiritualitate și un război din chestiunea asta. Dar există o vreme când atenția este foarte mare cu fizic și pierdem zona duhovnicească. Și vreau azi Dumnezeu să vă binecuvânteze și să auziți că binele nu înseamnă exprimarea maximă și în totalitate pentru lucrurile fizice și materiale, ci lucrurile înseamnă niște chestiuni care au legătură cu perspectiva, cu identitatea noastră și mai ales cu duhovnicescul nostru. Puteți să spuneți împreună cu mine, amin? Și zic, Doamne, ce înseamnă binele astea? Pe unul din lucrurile care le avem noi, să ne luptăm zilnic cu stările astea, este că cineva tot timpul e un fel de hoț în viața noastră. Diavolul, care se folosește de foarte multe lucruri să ne fure. Iisus Hristos, care îl proiectează și îi spune, hoț! Nu vine decât să fure, să înjunghe și în final să prăpădească, să distruge. Să distrugă. Dar Fiul omului a venit să avem viață și să o avem, spune toată noastră. S-ar putea să fie azi aici să ți fi furat poate un copil. Poate ți-a furat o persoană din familia ta. Poate hoțul ăsta ți-a furat pacea. Nu dezvolt, numai vii de spor. Poate ți-a furat și ești o persoană tânără aici. Mi-aduc aminte de păcatul lui Amnon cu Tamar. Ea purta o haină pestriță care i-a arătat fecioria ei după ce acesta a violat-o și a umilit-o prin un incest. Ea a ieșit afară și a fâșiat haina și a pus cenușă în cașa, a plâns. Cineva i-a furat puritatea atunci și a umilit-o și i-a arătat viitorul. Cineva te-a mântărit cu noroi. Eu nu intru în viața voastră. Altcineva este aici care vorbește în adunare și acesta este Iisus Hristos. Cineva ți-a furat mintea, de aceea de multe ori vorbești numai prostii.
îți ies din gură tot felul de bani, curcuiz, sensual și nu iese bine, nu știu ce e în mintea ta, o grămadă de gânduri și imaginații păcătoase, ți se învârt în mașină, pe stradă, la semafor, în casă, noaptea, nu mă uit spre nimeni, mă uit spre foaia aceasta. Dar cel care se uită spre tine este Duhul lui Dumnezeu în dimineața asta. Nu știu dacă mintea ta funcționează foarte bine sau mintea ta este o decădere morală, groaznică, cumplită, nu știe nimeni asta. Nu se uită la nimeni la zona asta, pentru că nimeni nu poate intra în mintea ta. Dar ți-am spus în dimineața asta, suntem într-un loc în care Domnul vorbește pe nume. Și dacă mintea ta este un război în care pierzi bătălii în fiecare zi și simți cum multe mizerii se adăpostește și se învârte acolo și o șoaptă spune, n-ai făcut asta, e numai mintea ta, nu-i bai, o să faci în curând exact ce e mintea ta, o să pui în practică. Dar până să ajungi la faza aia, ești întinat de diavol și de păcat și robit. Dar Iisus Hristos este prezent în adunare să te elibereze asta, să-ți curățească mintea ta și inima ta și orice imaginație să plece în numele lui Iisus. Aleluia! Poți să s-ar putea să-ți fura dragostea de Dumnezeu. Îl mai iubești pe Dumnezeu. Dragostea de biserică. Visi lui la biserică și uneori simt o povară foarte grea peste tine. Nu e bine că ești așa. La biserică să vine cu drag. Aleluia! Cu toată inima. Spuneți amin. Amin. Cu veselie, cu bucurie. Pentru că noi nu venim de fapt la biserică, pentru că noi suntem biserica și noi ne adunăm împreună ca un trup să-L înălțăm pe Cel care merită să fie înălțat și acesta este Iisus Hristos. Dacă ți-a furat dragostea cineva de biserică, de adunarea lui Dumnezeu, să știi că imediat ți-a furat dragostea de frați și de surori. I-am spus cuiva dimineața asta, mi-aduc aminte când în casa ta era atât de multă populație și atât de multă mișcare. Deci au fost alte vremuri. Atâția frați, atâta rugăciune, atâta. Ți-a furat cineva dragostea asta de frați? Ne-am răcit cumva în ultimii ani? Întreb. Am ajuns să spunem, vreau să mă protejez de oameni. Sună bine. Nu mai vreau să sufăr. Sună mai bine. Bă, dar nici nu mai avea nicio bucurie. Aproape că mi-ar place să sufăr. Aproape că mi-ar place să mai trăiesc niște dezamăgiri. Dar de ce lasă și izolați? Simt că mă ucine. Trebuie să vorbim tot la trecut. Bă, când mergeam, făceam mesele alea, când stăteam pe lângă apă, lângă somn, vorbesc de Becreanu. Când frigeam sănina, bă, era ta bucuria, ta veselia, ta drag. Stăteam până noapte, la 2, la 3, uneori durmeam până dimineața lângă somn și făceam 3 lemne acolo. Azi nu ne putem imagina, simțim că furnicile intră pe noi, că murim, că e sfârșitul. Azi ne-am învățat hotele de 5 stele pe care trebuie să mergem, să vedem camera și nu ne place. Unde e geam, nu ne place mirosul, nu ne place ceva, nu ne place. Nu-i bai că am progresat, dar am pierdut în schimb. Bucuria de a fi împreună. Cine mai a furat? Am pierdut timp. Citesc o carte și pe spatele ei, pe spatele ei vă dați seama de am luat-o, ți-o indic ordine în universul interior. Pe spate spune, ne-am pierdut timpul, l-o găsit cineva? Ne-am pierdut timpul, nu-l mai găsim, nu mai avem timp, zi lui, nu mai am. Undeva cineva ne-a furat efectiv timpul. Un hoț mi-a furat timp, timpul ăla de calitate, timpul ăla de bucurie, timpul ăla pentru care simțeam că tragem aer așa în plămâni și bă, merită să trăiesc! Numai pentru momentul ăsta. Bă, dacă pentru momentul ăsta m-am născut să am părtășirea asta cu frate, să-i pup, să simt dragostea asta, să-i văd bă, cum mișcă, să-i văd cum mănâncă, să-i văd cum stau la masă, bă, mă uit la ei, să văd treaba asta în familia mea, cu pruncii mei, cu nora mea, cu cinerile meu, cu nepoții mei, cu adunarea, să-l văd pe fratele bătrân, care știu că de o viață din la biserică, bă, să-l văd pe el acolo, să-i văd pe toți, zice, bă, pentru dimineața asta stric, lăudați să fie Domnul! Mare cineva trăirile astea? Cine l-a pus să vină și pe asta? De asta nici eu vin la biserică. L-a venit Gabi, apoi. Trăim niște vremuri foarte grele, cineva ne-a furat ceva. Și în tot acest furt, mă întreb dacă putem să mai primim înapoi ce ni s-a luat. Ce înseamnă binele? Știți ce spune David? Îți voi da înapoi totul.
Nu-ți dau picioare. Dar îți dau înapoi tot ce au avut taică-tu și Saul. Toată proprietatea care ai avut-o și-a fost a ta și ți-a fost furată, eu îți voi da înapoi absolut tot. Știți ce înseamnă pământule? Zona în care ai copilărit, zona aia frumoasă, zona aia cu prieteni. Tot am pierdut, toată bucuria aia, toată starea aia, devenit de mulți ani un olog, izolat undeva la Lodebar, care nu mai avea nicio bucurie, nicio relație cu nimeni. Și David spune, îți spun azi, Mefiboset, îți dau înapoi tot ce ai pierdut. Dacă ți-ai pierdut dragostea în familie, Duhul Sfânt este prezent în demaroaia. Îți dau înapoi! Dacă ți-ai pierdut relațiile, ți-l dau înapoi. Dacă ți-ai pierdut trăirile acelea frumoase de demult, eu, Domnul, ți le dau înapoi. Nu vrei picioare, nu vreau picioare, că n-am ce să fac cu ele, că nu mă mai primește nimeni, nu mă mai sună nimeni. Nu vrei urechi, pentru ce să am urechi? Că nu mai văd niciun mesaj, nu vrei ochi, nu mă mai caută nimeni, sunt un izolat la Lodebar. Pentru ce să am nevoie de proprietăți? Îți dau înapoi pe toți frații tăi, îți dau înapoi toată bucuria, îți dau înapoi pacea, îți dau înapoi băiatul, îți dau înapoi copilul, îți dau înapoi familia, îți dau înapoi apoi tot ce ai pierdut, pentru că cel care vrea să-ți dea asta este Dumnezeu, că de fapt eu mă porc o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și spun aici la demăroaia, lăudat să fie Domnul, lăudat să fie Domnul. Aleluia. Și îți dau înapoi astea, tot ce ai avut tu e al tău. Dragii mei, de multe ori așa ne comportăm în creștinismul ăsta. Suntem exact, Doamne, ce trecut timp. Mai pot să predic un pic? Poate aveți programare la restaurant. Sunați un mesaj că o să întârziați. Zice, îți dau înapoi proprietatea ta, toată care ai avut-o și toată bucuria care ai avut-o tu. Ne comportăm de multe ori aici fără nicio... Nu știm cine suntem. Știți, fiul cel mare, eu zic lui taică-su, ce-i cu bucuria asta? De ce e veselie? De ce e cântare? De ce fratele tău vrea veselie în biserică? Ce veselie? Să stăm cu minți în banca noastră. Am venit la biserică, suntem datori să venim la biserică. Nu e așa. Când a apărut bucuria pe proprietate și veselia și mese și mișcare, o zic, bă, ce se întâmplă, bă, la noi acasă? Vedeți? De atâta vreme nu mai era bucurie pe proprietate. Pentru că s-a pierdut iertarea, s-a pierdut dragostea, s-a pierdut relația. Fiul ăsta tău, nici nu-l recunosc. Nu-i frate, nu-i fiul tău. Un vagabond. O risipit averea, eu muncesc ca un rob. Și-a vrut să zic că tata, tocmai aici este problema. Nu trebuie să muncești ca un rob pe moșie. Nu trebuie să comporți la mine proprietate cum ai fi în chirie. Tot ce e al meu este al tău. Dar tu nu știi asta. Păi n-am cerut un ied. Puteai să ceri ce vrei. Și Iacov, apostol, vine, nu aveți pentru că nu cereți. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este viu. Ce înseamnă binele ăsta, Doamne? Binele ăsta înseamnă că îți dau înapoi tot ce ai pierdut. Doi, binele ăsta înseamnă că o să ai parte să te hrănești din bucatele care o să fie puse pe masă. Deci tu o să mănânci, fiți foarte atenți, frați și surori. Tu o să stai la masă, nu în hol, la masă. Și exact ce mănânc împăratul, auziți aici ce vă spun, exact ce mănânc eu, David, și să pune pe masă pentru regele David, Mefiboset, paraliticule, exact asta o să mănânci și tu. Am înființat un creștinism second hand, în care suntem mulțumiți cu foarte puțin. Vă rog să fiți, oricât aș deranja pe liderii de aici, vă rog, biserică de Măroaie și toți care veniți din alte biserici, să fiți niște biserici pretențioase. Să cereți de la Dumnezeu hrană tare. Să cereți pâinea celor mari. Să cereți hrana aceea puternică și care vine de sub tronul casei lui Dumnezeu, izvorul ăla binecuvântat. Că David zice, pretențele se ridică foarte sus și tu o să ai parte de un har, că tot vorbim de har. Har, 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 și noi de fapt mâncăm nimic. Dumnezeu e mare, e tare, e așa, e așa, dar de fapt pe masă nu-i nimic. Când fiul risipitor l-a împins foamea acasă, a zis, acasă la tata, ce e acasă la tata? Belșug de pâine. Așa că întotdeauna David a zis, tu mă întinzi masa,
în fața potrivnicilor mei și paharul meu, spuneți cum este plin. Este plin de dă peste el, binecuvântat să fie numele Domnului. Apare în discuție binele care se numește hrana. Să știți că nu contez de multe ori când oamenii opresc, zice, frate Gabi, iartă-ne, dar la noi nu este hrană. Nu este hrană în biserică. Nu ne hrănește nimeni. Una din responsabilitățile pastorului nu este să conducă programe, să mă ierte toți pastorii care sunt colegii mei aici. S-au inventat o poziție de pastor care conduce programe. Sper să mă ferească Dumnezeu și pe mine în timpul ăsta de treaba asta. Bă, pastorul, prima responsabilitate a lui este că se trebuie să hrănească turma. Vă știți că ciobanii de la oi, responsabilitatea lui nu se numere tătă ziua oile, ci responsabilitatea lui să le ducă. Domnul este păstorul cel bun, nu voi duce lipsă de nimic. Ce face păstorul? El mă duce la pășun vers, că știe unde ești. Dacă le lași oile să ducă ele, în majoritate se bagă sub tren, sub tiruri. De aceea oile trebuie conduse. Iar misiunea păstorului este că trebuie să le ducă la pășun vers și să știe unde sunt apele de odihnă. Trebuie să știe pe GPS asta, trebuie să știe clar asta, și oile vin după el și el le duce și le hrănește. Eu știu că eram mic și mă trimitea tata să grijesc de animale. Păi prima preocupare a mea, ca să mai pot prinde câteva șuturi cu mingea, era bă că riscam câteodată îi băgam în proprietățile altora, unde era iarba bună, și mă tot uitam la burta lor să le crească odată, bă, că aici în partea stângă se umfla așa când erau hrănite. Altfel erau scobituri acolo imediat sub șira spinării acolo. Și tata tot timpul se uita la, bă, le-ai hrănit, e bine. Și atunci le băgam așa, hai, băgați. După ce termina, le legam de un copac și băteam mingea după aia, bă, sunt rănite. După aia, când eram spre casă, le mai dădeam o tură, eram un mic păstoraș. Dar nu se poate, noi trebuie să știm că Dumnezeu ne cheamă să hrănim turma. Dacă nu o să facă slujitorii și nu o să ne hrănim din masa asta bogată care este Iisus Hristos Domnul, să știți că altcineva ne vor da de mâncare. Și o să ajungem în situația ca și în Samaria, să plătim câțiva 80 de sicli pentru un cap de măgar și alți 2-3 sicli pentru un sfert de găinați de porumbel. Restul de la porumbel, un sfert îl punea pe cantar și scoate 2 sicli. O să ajungem să ne hrănim cu mizerii, cu lucruri foarte slabe, foarte jenant de slabe, și o să plătim pentru asta. Cât timp harul lui Dumnezeu este gratis și masa lui este atât de bogată, mă rog din toată inima Duhului Dumnezeu să-și întindă mâna peste toată adunarea și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Totul primești înapoi. Hrana la cel mai înalt nivel. Ce mănânc eu, mănânci tu. Ce o zis tata că tu fiul cel mare? Ce al meu? O venit fiul cel mic, ce-o tăiat tata? Vițelul? Cei mai bun pentru cei mai rău. Lăsa-i tata. Aduceți repede haina cea mai bună, tăiați vițelul cel îngășat, cele mai bun, totul cei mai bun. Pentru că așa tratează Dumnezeu pe fiii și fiicele lui. Și să spunem din toată inima, gloria lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu. 3. Stăpânul pune în slujba ta toate resursele lui. Țiba, știi care este misiunea ta? De azi te îngrijești de toate nevoile lui, cel mai amănunt lucru pentru ăla de jos. Tot ce are nevoie, trebuie să-i dai. Și eu spun azi fără să dezvolt. În Hristos Iisus avem totul de plin, spuneți toată adunarea, amin. Și Dumnezeu pune toate resursele în slujba ta, femeie. Vă spun doar atât. Îngerii Domnului, spuneți toată adunarea, ce fac? Tăbărăsc în jurul celor ce se tem de el și îl scapă și îi scapă din țiba. De azi lucrez pentru Mefiboset. Tu și toată casa ta și fiii tăi lucrez pentru el. Păi vă dați seama, azi nu lucrează țiba pentru tine. Asta lucrează însuși Dumnezeu pentru tine. Azi trimite gărzi de îngeri pentru tine. Azi trimite Duhul Sfânt, l-a trimis de 2000 de ani. Pentru ce-l trimis Duhul Sfânt? Să nu fiți orfani, să nu fiți singuri, să nu vă simțiți singuri în lumea aia tristă. Am să te trimit un mângâitor, un paraclet, un apărător, care va fi în voi, spuneți toată adunarea, amin, care va fi cu voi, care va fi peste voi, care va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Aleluia!
Aleluia! Țiba, ce faci aici? Ai nevoie de ceva? Te ajut cu ceva? Și tot timpul auzea în curte, ai nevoie de ceva? Maestate, ai nevoie de ceva? Mefiboset, ai nevoie de ceva? Nu, am nevoie, am nevoie de aia. Gata, s-a rezolvat. Dar de ce face asta? Împăratul David mi-a dat ordin ca eu și copiii mei să slujesc și să lucrez pentru tine în fiecare zi. Băi, posibil așa ceva? Așa-și onorează Dumnezeu promisiunile? Așa-și onorează Dumnezeu făgăduințele? Așa-și onorează David legământul față de Ionatan, care i-a promis că se îndură de urmașii lui? Bă, dacă David, om cu slăbiciuni, cu căderi, și-a onorat legământul față de Ionatan, vă întreb, Dumnezeu preasfântul își va onora promisiunile față de noi? Ce resurse mi-ai dat, Doamne, pe lângă îngeri? Duhul Sfânt, cuvântul, darurile Duhului Sfânt, slujbele și toate lucrările, toate sunt în slujba ta și pentru tine, ca să nu duci lipsă din niciun bine. Să spunem din toată inima gloria lui Dumnezeu. Poate sunt lucruri care îți lipsesc pământești, dar din punct de vedere duhovnicesc, tu ești deja împlinit și proslăvit în totalitate. Și Apostolul Pavel a spus, repet a doua, eu am, noi avem totul deplin în Hristos Iisus. Din pricina cui? Din pricina lui Ionatan el, din pricina lui Iisus Hristos eu și cu tine. Și închei spunând, dar vreau să spun ceva, Mefiboset. Pe lângă că o să mănânci exact ca mie. Nu o să spun o masă mai mică, știți, când avem musafiri, pe copii, pe astea, mai într-o altă cameră. Când mergem la o nuntă și pentru copii avem o masă acolo. Știu că la nuntă, la băiatul meu, cineva s-a supărat. Pentru ce m-ai pus acolo cu ăia? Și mai știu cum a zis, bă, vezi că unul din ăia e ministru. Dar nu l-o cunosc. Ministrul apărării, am zis. Serios? Și-o mai reveni, dar din punct de așa, al spațiului a fost într-un parte acolo. Cel mai greu să pui oamenii la anunți. Tot timpul se supără cineva. Și i-am zis, bă, ai fost cu ministru. Bă, nu mi-am dat seama că vorbeam cu el. Bă, era Leș de la satul mare, ministrul apărării. Era acolo la masă cu tine nevasta. Nici măcar n-ai putut a bătut în cap. De-aia te-am pus. Să te simți bine. Pentru că pentru mulți contează foarte mult cu cine stă la masă. Și i-a spus David, cu mine stai la masă de azi. La masa mea acolo, nu în hol stai, la masă cu mine stai. Și cel care ne ține la masa lui de dimineață, de la 10 aici, este Duhul Sfânt, este Iisus Hristos. Tot ce are El ne dă nouă, tot ce e mai bun îți dă ție, cea mai bună haină, vițelul cel îngrășat și așa mai departe, toate sunt pregătite pentru tine. Bă, că erau nebuloase acolo la casă, pentru ce îngrași vițelul ăsta separat de toți vițelii aia? Bă, asta l-ai luat și tăti dai, uite, deja ai cu 20 de centimetri pe spate mai lat decât el. De ce faci asta? Există un eveniment. Ce eveniment? Vine vizitatorul, un alt rege, există o persoană. Pentru persoana aia într-o zi o să-l tai. Pentru persoana aia într-o zi o să-l prăjesc. Pentru persoana aia, acest animal e pregătit pentru ziua asta. Mă tot bat în dulap, acolo este o haină mai diferită decât toate. Pentru tine, pentru un personaj. Dar cine e personajul ăla? O să afli într-o zi. Dar pentru cine e inelul? Dar pentru cine-s papucea? Și în final zic, ca să simțiți asta toți în har, pentru cei mai păcătoși din zona București, Iisus Hristos toți a pregătit cei mai buni! Când zic, bă, robule, ce-i veseria asta? Și sunt toți frate. Cum? Și ce-a făcut tata? Și că robii ei sunt sinceri. Și ce-a făcut tata? Și o alerga înaintea lui. Cum? Și ce-a mai făcut? L-a plezit pe față și l-a pupat de multe ori pe cât peste tot. L-a pupat pe nemernicul ăla care a fost la porci, exact. Și ce-a mai făcut? Și după ce l-a pupat, o striga să aducă haina aia bună din dulap. Și ce-a făcut? L-am îmbrăcat cu ea, eu l-am îmbrăcat, că nu va avea putere să se îmbrace. Și ce-a mai făcut? I-am dat încălțăminte în picioare. Și ce-ai mai făcut, țiba? I-am pus în el un deget. Și ce s-a mai întâmplat? Zice, trebuie să spun cu durere, cum vrei, nu te supăra. Ăsta era deja mânios. Nu te supăra, dar ce s-a mai întâmplat? Zice, o tăia vițelul. Vițelul cel îngreșat, pentru el l-a ținut. Exact. Și l-a tăiat. Cei mai buni? Pentru cei mai rătăciți și mai rău. Dar aici este harul care strălucește, aleluia. Niciun merit, nici o vrednicie, dar înălțat să fie Iisus Hristos care este prezent în adunare. Aleluia. Am lăsat întrebarea asta înainte să ne rugăm acum. Și am zis, Doamne, pentru cât timp vrei să faci asta? Avem niște sezoane bune?
când faci predica asta să fie reală sau pentru câte vreme. Eu zis, scoală-te, de azi tu locuiești aici în Israel, nu te mai întorci niciodată unde ai fost. Și pentru totdeauna stai la masă și pentru totdeauna locuiești în Ierusalim și pentru totdeauna ăștia lucră pentru tine și pentru totdeauna mănânci aceeași rană care o mănânc și eu, pentru că asta înseamnă bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Și spun împreună cu toată adunarea, gloria lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu. Am început predica spunând, nu te teme. Și o sfârșim într-o lux duhovnicesc. Într-o poziționare la masă cu Dumnezeul cerului și al pământului. Tot ce mai bun e pentru noi, toate resursele sunt pentru noi, toți luptă pentru noi, îngerii luptă pentru noi, lumea lui Dumnezeu luptă pentru noi, Iisus moare, înviază, se înalță, lucrează pentru noi, pregătește un loc, Duhul Sfânt este aici și ne pregătește și ne învață să zburăm, Duhul Sfânt este prezent în adunare și ne apropie și ne mișcă și ne... Cuvântul lui Dumnezeu este care o sabie, care taie, dar care vindecă, care ridică, care mântuie, care despovărează, și toate resursele astea sunt pentru totdeauna și pentru vecii vecilor. Doar se va schimba dimensiunea, vom ieși din trupul ăsta și vom continua să stăm la marea masă pentru vecii vecilor cu Cel care este Regele Regilor și Domnul Domnilor. Vă iubesc din toată inima, vă las în mâna lui Dumnezeu și în mâna puterii Lui și a cuvântului Lui și cred că ceea ce a făcut Dumnezeu în dimineața asta este exact ce aveam nevoie și exact ce aveați nevoie, ca să vă ridicați în numele Lui Iisus Hristos, să spuneți: Iisus Hristos este viu, eu sunt Mefiboșet, dar Iisus Hristos este Domnul, eu sunt Mefiboșet, n-am nicio vrănicie, dar Fiul Rege. Eu stau la masă cu El, eu mănânc cele mai bune alese, cele mai bogate, cele mai binecuvântate, și toată lumea lui Dumnezeu lucrează pentru mine și toată lumea lui Dumnezeu are grijă de mine și Dumnezeu mă întreabă: ce ai nevoie? Și Dumnezeu oare va fi cu noi pentru totdeauna și până la sfârșit? Oare va îngriji de tine și de casa ta până la sfârșit? Oare va îngriji de copiii tăi după ce o să pleci 100%? Oare îngriji de voi după ce o plecat? Oare îngriji de noi după ce o plecat părinții noștri? Rămâne Dumnezeu în picioare în fiecare generație. Rămâne Dumnezeu în picioare în fiecare generație. Rămâne Dumnezeu pe tron în orice situație? Da! Numai imediat lângă tron suntem noi. Aici. Și într-o zi Iisus a spus: pentru că ați ascultat, pentru că ați biruit, vreau să ședeți cu mine pe scaunul de domnie. Amin.